și o altă surpriză pentru ziua de astăzi. De această dată am ajuns cu drag în Mălini, deoarece aici doamna Țârdea Nicoleta își aniversează ziua de naștere, împlinește 53 de ani. Și pentru dumnea ei am un tort foarte frumos, pregătit tot de cofetăria Scala din Suceava. Am și o sticlă de șampanie pentru doamna Nicoleta și un coș frumos de flori. Această surpriză vine în mod deosebit din partea soțului Ionel, care se află în străinătate, și din partea copiilor, bineînțeles. Haideți să o surprindem, să-i spunem la mulți ani și vedeți dumneavoastră ce surpriză va avea. Bună ziua! Unde o găsesc eu pe doamna Nicoleta? Bună ziua! Doamna Nicoleta, sunteți? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Mulți ani. Dați-mi voie să vă dăruiesc acest tort. Beți și o sticlă de șampanie astăzi de ziua dumneavoastră? Nu, astăzi. Atunci, poate mai târziu. Atunci este personalizat, o țineți ca amintire. Da, o țin cadou. Nu treceți prin față. O rog pe domnișoara să țină șampania. Bine l-am găsit. Nicoleta Cojocaru mă cheamă. Și să știți că am venit la dumneavoastră cu drag. Mulțumesc. Și am venit ca mesager din partea unei persoane care vrea să vă ureze la mulți ani, să vă transmită toate gândurile frumoase, uitați că mă înduicesc și eu așa, să văd dacă e bun tortul. Nu lăsați ca să văd eu dacă e bun tortul. Este bun. Să nu vă murdăriți dumneavoastră. Și am un buchet de flori, un buchet de trandafiri. Eu zic să lăsăm tortul unde e. Haideți să mergem aici de măsuță. Sau venim după dumneavoastră? Haideți după dumneavoastră. Sunteți sărbătorită, așa că trebuie să vă ascultăm. 35 de ani sau 53 de ani? Am făcut eu puțin vers. N-ai. Tu ai pus. Așa. Totuși eu aș spune... Cred că aici e prea întuneric. Hai să veniți un pic aici, așa. Veniți aici. Vreau să vă dăruiesc și acest... Mergi tu în partea aia acolo. Așa. Primiți și acest buchet. Acest coșuleț frumos de flori. Și să știți că pe lângă aceste atenții mici, ca și volum, să spunem, și valoare, am și un mesaj. Emisiunea Surprize a venit de această dată acasă la dumneavoastră. Nu trageți cu ochiul, pentru că eu am să vă citesc mesajul. Dați un pic mai încet ușor televizorul, ca să nu ne încurce. Și mesajul, de fapt am mai multe mesaje pentru dumneavoastră, nu mai treceți prin față, vă rog frumos, așa, ca să nu stricăm această surpriză a doamnei. Unul dintre mesaje spune așa. Cuvântul mama sună atât de plăcut și gingaș din gura fiecărui copil. Mamă dragă, tu pentru noi ești o rază de lumină, care, din copilărie, ne-a arătat calea cea dreaptă, ne-a scutit de necazuri, ne-a ajutat și ne-a învățat să trăim frumos și cu demnitate. Îți datorăm totul, tot ceea ce avem, pentru că datorită ție suntem noi astăzi. În fiecare an, mămică, ochii tăi și zâmbetul sunt mai gingași, iar sentimentele sunt mai profunde. Îți dorim să fii înconjurată de pace și bunătate, iar dragostea și faptele noastre să devină cea mai mare bucurie din inima ta.
La mulți ani, scumpă și iubită mamă, îți urează copiii David, Ana, Marian și Lucie. Mersi. Și vreau un răspuns așa pentru acest cadou frumos pe care copiii vi l-au făcut. Corect, ce au scris, apoi au spus din suflet că așa e. Așa este, da, nu? Da, așa e. Este frumos să fii mamă. Da, corect. Dar este frumos să fii și soție. Ah, da. Pentru că dacă nu erați soție... Nu era mamă. Nu erați și mamă. Da. Totul este și vine din dragoste. De această dată, un alt mesaj tot pentru dumneavoastră. La mulți ani, soția mea iubită. Astăzi este ziua ta și meriți tot ceea ce îți dorești. Multă sănătate, iubire și voie bună. Viața să te ocrotească și să te aibă mereu în pază. Tot ceea ce îți dorești, mă rog, la Dumnezeu să devină realitate. Oricât de mult timp ar trece, tu ești la fel de frumoasă, de tânără și de plină de viață. Iar astăzi, de ziua ta, sper să te bucuri cel mai mult. Să rămâi sănătoasă, iubitoare, grijulie, ca și până acum. Eu, soțul tău, Ionel, îți mulțumesc pentru comorile pe care mi le-ai dăruit, acești copii minunați, și îți mulțumesc că îmi ești alături. Cu dragoste și respect, soțul dumneavoastră, Ionel. Urarea de la mulți ani, iubirea mea. Și mai am încă un mesaj pentru dumneavoastră, tot de la soțul. Și vă rog să-l ascultați, da? Foarte bine, da. Pentru că vreau un răspuns concret. Da. Dragostea este frumoasă în doi, doar în doi. Dragostea mea pentru tine nu s-a încheiat niciodată, draga mea. Nu știu ce să mai fac să mă poți ierta. Am făcut o greșeală și recunosc acest lucru, dar dacă mă vei lăsa, îți voi arăta în fiecare zi cât de mult însemni pentru mine. Nu voi înceta să îți arăt cât de mult te iubesc, pentru că te iubesc și tu știi asta. Ca orice om, suntem supuși greșelilor, dar vreau să mă îndrept pentru tine, să îți arăt că te iubesc, pentru că tu mă faci să fiu mai bun. Te voi căuta într-una, deoarece te iubesc foarte mult și vreau să îți demonstrez că locul meu e lângă tine, doar lângă tine, draga mea soție. Știu că un simplu îmi pare rău nu va aduce la nimic și nu mă va ajuta prea mult, însă, uite, îți spun că îmi pare rău. La infinit, îmi pare rău și te rog, acceptă și hai să continuăm lucrurile de unde au rămas. Deoarece o relație ca a noastră nu se poate destrăma dintr-o simplă greșeală, despre care știu că a fost a mea și mi-o asum. Te rog, acceptă-mi scuzele, te rog, doar atât. Am greșit față de tine și recunosc cu inima amară că am avut un moment de slăbiciune și rătăcire, dar acum realizez multe lucruri. Poate că nu merit iertarea ta, dar mai fac o încercare de dragul anilor în care nu am cunoscut o fericire mai frumoasă și mai mare decât cu tine. Te iubesc nespus și sper să te întorci la mine de dragul copiilor noștri și pentru dragostea care a fost între noi. Doamnă dragă! Să dau un răspuns, deci sunt Dumnezeu să iert. Exact, Dumnezeu iartă, dar... Trecem cu vederea. Nu, nu, nu se spune că niciodată nu vom uita, dar vom depăși aceste momente. Da, depinde. Știți cum e în viața asta, că suntem femei, ispitele astea mama lor să fie câteodată, câteodată ne dau necazuri. Dar e chestie de principiu. Atât. Un principiu. Eu zic să vă gândiți, eu zic să vă gândiți, da, bine, corect, corect. Așa. Mulțumesc, și răspunsul îți îl veți da persoanei, da, respective, corect. Nu doar mie, dar îmi promiteți că mă chemați aici la un grătar, la o petrecere așa, să vă mai cânt și alte cântece pe lângă cel care vi-l cântă astăzi, da? Cu dedicație. Da? Ce spuneți? Da, sigur. Facem o petrecere frumoasă împreună? Da, corect. Cu toții, da? Și cu domnul Ionel. Da. Deci, ați auzit. Nu-i problemă. Așa, când vă întoarceți acasă, nu uitați să mă chemați și pe mine. Și pentru că Nicoleta Cojocaru încheie orice surpriză și cu un cântec în dar, astăzi am un cântec tot ales din partea soțului pentru dumneavoastră.
simbolic, probabil. Ce greu e în viață fără tine, când nu știu de ce greu sau bine. Mă uit pe cer, sunt multe stele, și-aș vrea să-mi spună ceva ele. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Și văd o stea mai lucitoare, mă întreb ce-o vrea să-mi spună oare. Aș vrea să-mi spună că ți-e bine și te gândești numai la mine. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Doamne, pe cer sunt multe stele și dragostea mea-i printre ele. Aș vrea să vină să-ți șoptească că îi e dor să mă iubească. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Ești tot în lume pentru mine și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot timpul să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc, măi. Mulțumesc! Unde iubesc, așa. Da, mulțumesc frumos! Unde iubesc din partea domnului Ionel pentru dumneavoastră, mulțumesc, doamna frumos. Nicoleta, să vă cheamă la fel ca da. Și pe mine, așa. Da. Eu vă urez să aveți parte de ani frumoși. Mulțumesc. De sănătate, pentru că dacă avem sănătate, este da. Cea mai importantă dintre toate. Iar lucrurile celelalte o să se așeze pe da. Făgașul lor. Corect. Vă urez o zi frumoasă. Mulțumesc. Mă bucur că astăzi am fost în mijlocul dumneavoastră. Dragii mei, servim și o cafeluță. Dragii mei, eu cred că am impresionat-o astăzi și emoționat-o un pic pe doamna Nicoleta la cei 53 de ani pe care astăzi îi împlinește aici alături de copiii dumneaei. Dacă doriți să aduceți un strop de bucurie unei persoane dragi dumneavoastră, alegeți surprize muzicale la domiciliu. Nicoleta Cojocaru vă răspunde cu mare drag.